Nu uitați să dați like-uri, dislike-uri, distribuiri cât mai multe. Aici avem plasticurile, lemnele, unde au fost îngerite plasticurile care mi le-au trimis de la Veneția. Veneția Style. După cum vă spuneam în video anterior, alumbutilul. Alumbutilul ce este? O peliculă de cauciuc, cum se vede aici, pelicula de cauciuc. Pe o parte are aluminiu, pe cealaltă parte, pe interior, are lipici cola, cum se spune în italiană. Și vom începe cu a tăia fâșii, bucățele, bucăți mai mari, mai mici, pentru a lipi pe pereții interiori. Folosește la coimbentare, la antifonarea furgonului. Se folosește pentru campere, caravane, rulote și așa mai departe. Oprește basul și în altele. Deci nu se va auzi înăuntru basul și în altele, nu se va auzi afară, din interior, gălăgia. Haide să dăm drumul la treabă. Să
Am cumpărat un bidon de alcool de 90 de grade, alcool industrial, 5 litri, pentru că va trebui foarte mult alcool. Prima dată voi începe cu a izola pereții de sus, văzând că sunt liberi, sunt curați, doar că trebuie să-i șterg puțin cu alcool, să se lipească mai bine. Pentru tăiatul bucăților de alun butil, de gumă, am folosit un încercăm cu foarfecul, este prima dată când încep, încerc, voi folosi foarfecul sau, dacă nu, un cutter sau, cum se spune în italiană, tagliarino. Pregătit o scândurică unde voi tăia acest material. Îl voi tăia în bucăți nici mai mari, nici mai mici, aproximativ de această măsură, după care, dacă este nevoie, îl tăiem și bucăți mai mici. Important este ca pe fiecare placă, pe fiecare tablă, trebuie lipit câte unul. Aceste etichete le-am făcut pentru următorul material ce vine, care vine deasupra. Momentan voi lipi aici și dincolo o bucată de alun butil pentru a nu se auzi duduiala, basul în altele. Puțin alcool, am pregătit o cârpă, cine nu găsește cârpe este bine să folosească carta de bucătărie, hârtie de bucătărie, șervețele, fiecare folosește ce are, eu folosesc o cârpă deocamdată, sper să fie bună. Nu uitați că superficiile trebuie curățate cât mai bine ca să se lipească alun butilul, guma pentru gălăgie. Ne uităm puțin să rămână undeva în centrul lamierii de așa, desfacem hârtia care trebuie aruncată și încă o dată încercăm să potrivim undeva pe mijlocul plăcii de la furgon. Trebuie apăsată cât de cât bine ca să rămână lipită. Îi facem următoarea și uite așa am terminat cu părțile de sus ale furgonului.
trebuia să-mi iau o pereche de mănuși, dar momentan este bine și așa, a rămas un pic de scoci, nu cred să fie probleme, dar o să-l scot, facem treaba exact cum trebuie, știi, făcută. Între timp, nu uitați să dați un like, un dislike, să comentați, să vă spuneți părerile voastre în comentarii. Așa mă va ajuta și pe mine, îmi veți da cât mai multe idei și vă voi posta cât mai multe videoclipuri. Tăiat o altă bucată pe care vă voi lipi aici. Curățând din nou partea din interior pentru a se lipi cum trebuie cu alcool. Lăsăm puțin să se usuce, când se usucă, curățăm și partea asta la altă. Așa fel se va lipi exact. Lipim partea cu și o lipim aici. Cineva îmi spunea că ar fi bine să folosim mănuși pentru că aluminiul de pe gumă este foarte, foarte subțire și în același timp tăios. Dar am uitat să iau o pereche de mănuși din casă, așa că pentru un moment voi folosi această cârpă. Tăiem o altă bucată și pentru partea de jos, aproximativ identică cu cealaltă, cam. Dacă sunteți puțin atenți, veți auzi gălăgie. Aici am lipit-o, din coace n-am lipit-o. Ascultați cum se aude aici, o să bată în același loc. Și ascultați aici. Deci sună mult, mult mai tare. În cealaltă parte este antifonată. Cât de cât. Așa o să folosesc cârpa ca să nu mă tai. Și
Vom continua cu bucățelele de tăiat. Voi încerca să tai în o altă bucățică. Această nouă parte ca să lipim exact cum trebuie. Totodată ne va ajuta pentru spumă, pentru că deasupra va veni o spumă care va antifona mult, mult mai bine. Tot așa, dezlipim partea cu așa și încercăm să o punem cât mai pe mijloc. O să vă prezint și cel mai bun prieten al meu, prietena a mea, Țiții. Haideți să vă prezint și cel mai bun prieten al meu, Țiții! Am revenit, prieteni, cam așa arată bucățele puse deasupra lamierei pe tablă. Am pus partea aceea. Am pus și partea asta la altă și începem cu demontarea fețelor la portiere. Portiera laterală, dreapta, și portierele de pe spate, ca să lipim și pe părțile de jos de la portieră, după care vin puse umplute cu spumă.
cam așa arată portiera, nu știu dacă vedeți de acolo portiera. În cazul meu, eu voi pune ambutil. Așa. Cred că era mai bine dacă o lăsam închise. Thank you.
Ții. Cam așa arată, nu știu dacă vedeți, cam așa arată una dintre portiere în interior. O vom desface și pe cealaltă, după care ne apucăm de pus alumbutilul și dăm drumul la treabă în continuare. Voi începe cu cealaltă portieră. După cum vedeți, este portiera care are cele mai multe mecanisme în interior și de aceea trebuie să facem atenție, pentru că la orice mișcare, că se arde un bec sau avem probleme cu închiderea centralizată care se află pe această parte cu firul care duce curent la portieră și în același timp bălamaua, vom începe să o curăț, după care o voi umple cu tot ce avem nevoie. Haideți cu toții spor la treabă. Nu uitați să lăsați un comentariu în partea de jos. Dacă am făcut bine, dacă n-am făcut bine, ce trebuia să fac în continuare și n-am făcut sau am făcut prea mult, nu știu. Aștept cât mai multe idei de la voi. Și cât mai multe întrebări, cât mai multe răspunsuri. Dacă ceva nu vă este clar, îmi puteți scrie. Dacă ceva nu vă este clar, pe mine mă puteți găsi oriunde ați scrie, DJ Macovița. Important e să căutați, îmi căutați numărul de telefon. Cu ceea ce pot să vă ajut și cu ce pot să vă dau informații din ce știu. Am vorbit cu foarte mulți prieteni care au deja isolat un
bun, chiar am un prieten la Roma, îl puteți căuta pe YouTube, Petru Ursache sau DJ Pepe Roma, are mai multe pagini și veți vedea cu siguranță mult mai multe. Și mai sunt încă o grămadă de videouri care vă puteți informa despre aceste, cum se cheamă, despre aceste materiale și cam totul de ce aveți nevoie ca să vă faceți treaba. Așa că am curățat puțin acolo. Voi tăia o altă bucată de aia altă bucată, o voi lipi din nou pe interior cu puțin atenție să se lipească bine, să nu avem probleme după aia, că dacă nu se lipește și nu se tranșează bine, degeaba am lipit-o. Ce spun? Nu știu cât avem dreptate, nu știu cât. Toată lumea spune același lucru, așa că o face exact cum trebuie, ca la carte. Eu am uitat să-mi iau mănușile, așa că am să fac cu o cârpă. Pentru a nu mă tăia pe marginile de la aluminiu. Voi tăia o bucată mai mică pentru partea de jos. Adică undeva la 20 de centimetri, 25, să izolăm exact cum trebuie, pentru că e portiera care se trântește de foarte multe ori și dacă tot muncim să facem ceva, măcar să facem ceva să fie de folos. Acum ați înțeles, da? Cred să fie. Și uite așa, o lipim și pe următoarea. Tot așa. Haideți să ascultăm cum se aude fără ambutil și izolație furgon, cum se aude gălăgie. Și o să vedem cum se aude fără. După ce îl izolăm, o să vedem cum se aude. Cam așa arată cu toate bucățelele lipite pe el. Uitați-vă aici, portiera cu așa. Am lipit lateralele și partea asta și partea asta la altă. Bucățele, bucățele, bucățele peste tot. Și partea aia la altă, sus, lateralele. Și deocamdată tavanul. Cred că tavanul o să-l las la urmă. Să termin prima dată părțile astea. Și după aia ce rămâne îl pun tot sus, deasupra. Aici e portiera din dreapta, cea care rămâne mai tot timpul blocată. Am lipit ambutilul pe portieră, unde am mecanismele de la încuietori electrice și mânerele, am pus vată. Unde am bălămaua, am pus vată ca să nu se blocheze când se vor închide portierele.
Așa că spuma, spuma se va opri aici și restul se va bloca. Aici am pus din nou o bucată de vată, restul va fi umplut cu spumă. Haideți să vă arăt și portiera care e tot timpul deschisă, așa că mare lucru aici n-am reușit să fac din cauza că foarte multe fire și foarte multe mecanisme. Nu știu cum voi face, dar vom vedea în video următor. Aș vrea să pun spumă de aici în sus, să umplu bucata aia acolo și restul am pus la balama și la acest mecanism centralizat am pus vată. Jos am lăsat găurile, putem pune spumă și aici vreau să las gol pentru a putea schimba când va fi nevoie becurile de la număr. Așa că v-am prezentat tot ce am făcut astăzi. Vă mulțumesc pentru vizualizări, like-uri, share și comentarii. Dacă ceva nu v-a plăcut, rămâne să ne auzim în comentarii. Spuneți-mi, scrieți-mi și ne auzim. Așa că haideți să auzim acum cum se închid portierele. Nu se mai aud cum se auzeau prima dată, ca un lighean. Ia auzi. Altceva. Așa că eu sunt al vostru DJ Măcoviță. Vă salut, vă mulțumesc frumos pentru vizualizări, pentru like-uri, share, nu uitați să distribuiți, să vadă și prietenii voștri, poate sunt interesați. Și ne vedem mâine la un alt video. V-am pupat și multă, multă sănătate. Pa, pa!